Dar secția de recuperare era singura care nu avea aviz de funcționare de ani buni de zile și care a continuat să fie păstrată și care a continuat să fie și pentru care s-au creat de fapt condițiile la momentul actual. Asta nu justifică însă distrugerea ortopediei. Asta nu justifică distrugerea unui colectiv care a funcționat ani de zile și care s-a sudat și a fost făcut să funcționeze cu un anume scop, tratamentul și recuperarea bolnavului ortopedic. Asta înseamnă că de la asistenta din sala de operație, cu care era obișnuit fiecare medic să lucreze, deci încă o dată fiecare medic avea asistenta lui cu care lucra și care cunoștea obiceiurile din plagă, necesitățile și gesturile și ce urma, scurtând astfel timpul, foarte mult timpul necesar unei operații. Încă o dată spun că acest colectiv a fost împrăștiat, pentru că și dacă duci acești medici în alte secții, normal că noi știm să ne facem meseria, dar trebuie să o iei de la capăt cu cel care lucrează cu tine, să-l înveți ce trebuie să facă. Asistente de ortopedie au fost trimise pe secții de ginecologie, pe secții de chirurgie.